Devenii, dar și cei care vor vizita orașul de la Palele Cetății vor avea parte sâmbătă, 18 iunie, de o zi plină de evenimente. Pentru început, de la ora 10 și 30 de minute, copiii sunt invitați gratuit la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Devan. Aici, cei mici pot participa la o vânătoare de comori intitulată Pierdut în muzeu, care face parte din zilele europene ale arheologiei, manifestare la care instituția deveană participă în premieră. Ca de obicei, și cetatea Devei va oferi surprize plăcute. Astfel, începând cu ora 11, primăria Deva și Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală vă invită la o spectaculoasă demonstrație de airsoft, dar și la o expoziție de desene ale copiilor de la școlile din reședința de județ. În această sâmbătă, între orele 11 și 13 va avea loc pe platforma Artilerie Vest în cetatea Deva o demonstrație airsoft împreună cu membrii clubului DAC Deva. Vor fi prezentate replici ale armelor, de asemenea turiștii vor putea trage la țintă cu armamentul din dotarea clubului airsoft. De asemenea, mai pot vizita expoziția Deva văzută prin ochii copiilor. Sunt amplasate la poarta 2, bastionul de sud-est și camera artileriștilor. Apoi se poate vizita complexul Aqualand, care, în condiții de maximă siguranță, și-a redeschis porțile pentru public în urmă cu o săptămână, iar orele serii sunt rezervate amatorilor de muzică bună. Mai exact, de la ora 17, în fața Centrului Cultural Drăgan Muntean, se va desfășura finala de la Deva Music Star 2021, eveniment despre care 1TV Deva va relata pe larg în zilele următoare. Iar de la ora 20, îndrăgita trupă locală Pragul de Sus își reia seria concertelor cu public la un restaurant situat la parterul clădirii PH.